Dacă ai cartela Renault mâini libere în buzunar, vehiculul îți detectează apropierea de la mai puțin de un metru. Atunci când te afli în raza de detectare, aceasta se deblochează automat și pornește secvența de întâmpinare. Luminile din față și din spate se aprind, iar mânerele ușilor se extind. Retrovizoarele proiectează sigla Renault pe sol, indicându-ți calea până la vehicul. Pe măsură ce persoana care are cartela mâini libere se îndepărtează, vehiculul se blochează automat și se activează secvența de rămas bun. De asemenea, poți debloca vehiculul apăsând pe butonul de pe cartelă sau pe butonul de pe portbagaj în timp ce ai cartela mâini libere asupra ta. Apasă lung pe acest buton pentru deblocarea cablului de încărcare. Apasă pe acest buton pentru a bloca vehiculul cu ajutorul cartelei, însă ușile și portbagajul trebuie să fie închise. Reține că dacă o deschidere mobilă este deschisă sau nu este închisă în mod corespunzător, blocarea nu va avea loc, nici dacă te îndepărtezi sau dacă apeși pe butonul de pe cartelă. Va fi emis un semnal sonor pentru a te avertiza în legătură cu această situație. De asemenea, poți folosi cartela pentru a debloca numai capota portbagajului prin apăsarea acestui buton și pentru a aprinde iluminarea exterioară prin apăsarea acestui buton. Apoi, luminile de întâlnire se vor aprinde timp de 20 de secunde. De asemenea, poți localiza vehiculul în întuneric, de exemplu, într-o zonă fără iluminare sau în parcări. Pentru a stinge luminile, apasă din nou pe același buton. Dacă apeși lung pe butonul de blocare de pe cartelă, toate geamurile echipate cu macarale cu impulsuri se închid automat în momentul blocării vehiculului. După extindere, mânerele se retrag automat după aproximativ 3 minute, fără nicio acțiune asupra deschiderilor mobile, dar îl poți trage întotdeauna manual. Deschide capacul broaștei și trage capătul mânerului cu degetul. Dacă nu ai folosit vehiculul timp de 8 zile, funcția de deblocare la apropiere este dezactivată. Pentru a debloca vehiculul, va trebui să folosești butonul de pe cartelă. Poți reactiva funcția de deblocare la apropiere și seta opțiunile de întâmpinare și de acces ale vehiculului prin intermediul sistemului multimedia OpenRLink. Accesează secțiunea Vehicul și selectează vehicul, apoi exterior. Acum, poți activa sau dezactiva opțiunile de întâmpinare și de acces. După ce intri în vehicul cu cartela mâini libere în habitaclu, apasă pedala de frână și acest buton pentru a porni. În cazul în care cartela se află în apropierea unui dispozitiv, cum ar fi un telefon, care funcționează pe aceeași frecvență, pe tabloul de bord poate apărea mesajul „Așezați cartela în zona start”. Acum, așează cartela mâini libere în această zonă și apasă pedala de frână și butonul de pornire. În cazul în care o persoană părăsește vehiculul cu cartela mâini libere asupra sa, mesajul „Nicio cartelă detectată” apare pe tabloul de bord. Dacă se întâmplă acest lucru, trebuie să apeși lung butonul Start pentru a porni motorul. Nu uita că poți utiliza cheia încorporată în cartela Renault dacă este necesar. Pentru a o accesa, glisează compartimentul în acest mod. Deschide capacul broaștei pentru a avea acces la broască. Acum poți deschide ușa.